Starea de urgență nu va fi prelungită după 15 mai, a anunțat miercuri în cadrul unei declarații de presă președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a mai spus că totodată se vor relaxa o parte din restricțiile impuse de autorități pentru stoparea propagării pandemiei de coronavirus, începând cu restricțiile privind deplasările individuale. Tot de la jumătatea lunii mai se renunță la declarațiile pe proprie răspundere în ceea ce privește deplasările individuale, dar o serie de interdicții vor rămâne în vigoare, cum ar fi cele privind adunările publice. După data de 15 mai, deci după ce se epuizează actuala stare de urgență, vom renunța la restrângerile care privesc persoane. Deci nu vom prelungi restricțiile de deplasări individuale. Sau invers spus, vom putea să ne deplasăm în spații publice fără să trebuiască să declarăm în prealabil unde mergem și de ce mergem. Este vorba despre libertatea de mișcare individuală. Evident, pentru protecția generală a populației și pentru protecția individuală, multe restrângeri vor rămâne în continuare în vigoare. În acest fel, vor rămâne cu siguranță o vreme, vorbesc după 15 mai, în vigoare interdicțiile pentru adunări publice, pentru manifestări de tot felul. Vor rămâne și alte interdicții în vigoare, dar aceasta nu va rămâne în vigoare și mi s-a părut important să vă dau această veste ca să avem cu toții această perspectivă după 15 mai. Până în 15 mai, până când se epuizează actuala stare de urgență, toate restricțiile rămân în vigoare. Repet, până în 15 mai, stați acasă. Toate restricțiile rămân în vigoare. După 15 mai vom putea să ne mișcăm mai liber, însă viața nu va reveni, din păcate, la normalitatea pe care am cunoscut-o înaintea acestei pandemii. Vom avea un plan de relaxare în pași, vom stabili exact care activitate când poate să înceapă. O activitate extrem de importantă este activitatea școlară și chiar în această după-amiază voi avea o întâlnire cu conducerea Ministerului Educației pentru a începe să elaborăm un plan concret pentru revenirea elevilor la școală. Cum va arăta acest plan? Va fi prezentat public în momentul în care este elaborat cu toate detaliile aferente. În paralel, se lucrează la o analiză și la un plan care va prevedea exact cum se va reveni în activitatea economică, în special în zonele care au fost puternic restricționate, de exemplu, zona comercială. Să nu ne imaginăm că totul revine la normal în 15 mai. Președintele a anunțat de asemenea un plan de relaxare a condițiilor de carantină pas cu pas spre noua normalitate, în condițiile în care specialiștii spun că virusul nu va dispărea și va trebui să găsim o modalitate de a trăi cu el. Unele restricții vor dispărea, multe altele, din păcate, vor rămâne în picioare și pas cu pas, după un calendar care ține evident și de evoluția cazurilor de COVID-19, vom încerca să intrăm în ceea ce se numește într-o nouă normalitate, fiindcă, din păcate, specialiștii, experții, medicii ne spun că virusul nu va dispărea, deci va trebui să găsim o modalitate de trai cu acest virus, cu această epidemie. Asta înseamnă, în traducere liberă, că pe măsură ce
interdicțiile impuse de autorități vor fi luate înapoi, răspunderea fiecăruia dintre noi va deveni mai mare. Răspunderea fiecăruia va deveni mai mare pentru toți, în mod special însă pentru categoriile vulnerabile, cei mai în vârstă, cei cu alte afecțiuni, vor trebui să aibă mult, mult mai multă grijă de ei și noi va trebui să avem mai multă grijă cum interacționăm cu persoanele care sunt mai expuse riscului de infectare. Pe parcurs, cum vom avea noi date? Vom comunica public acest lucru. Vă mulțumesc! Declarațiile au fost făcute după ce președintele Klaus Iohannis a convocat o nouă ședință de urgență pentru a doua zi consecutiv la Palatul Cotroceni. Discuțiile au avut loc în format restrâns. Premierul, ministrul afacerilor interne, ministrul sănătății și șeful departamentului pentru situații de urgență.